Prin ajutorul Domnului suntem din nou la adunare și dorim să continuăm părtășia de studiu biblic cu lecția a 8-a din ciclul Cartea Sfântă, problema interpretărilor eretice. Privind în istoria omului, privind la Cartea Sfântă, se observă că nu întotdeauna oamenii și chiar cei mai mulți au avut probleme în ce privește interpretarea corectă a Bibliei. Biblia este o carte complexă. Ea trebuie interpretată din punct de vedere istoric, în ceea ce privește datarea evenimentelor, din punct de vedere profetic, unde aspectul este foarte profund, din punct de vedere literar, în ce privește analiza unui text, și privind peste toate acestea, ne dăm seama că a interpreta corect înseamnă mântuire, iar a interpreta greșit înseamnă pierzare. Scriptura face adesea referire la nevoia interpretării corecte. Iată ce scria în 1-a sa epistolă Ioan, capitolul 2, versetul 26. Și să ne amintim că această epistolă a fost scrisă dintre cele mai la urmă din canonul Noului Testament, pentru că apăruseră probleme și Ioan încearcă să ajute frățietatea. Iată ce scrie aici. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Dar dacă privim în fondul problemei, de fapt nu oamenii sunt cei care caută să rătăcească. Nu, ei sunt cei din tâi interesați. Dușmanul lui Dumnezeu și al nostru, diavolul, cu toate spiritele asociate lui, îngerii căzuți, s-a luptat întotdeauna, începând cu Adam și Eva, să abată pe om de la adevăr. Ce simplu și ce clar i-a spus Dumnezeu lui Adam și Evei în grădină ceea ce au de făcut. Și totuși diavolul a venit, a insistat și a reușit să-i mute de pe poziție. Să-i facă să se îndoiască de singura frază care o aveau ei ca și cerință. Oare? Și apoi vine cu un hotărât. Pentru că mai întâi diavolul, vom vedea, creează confuzie și apoi vine cu negațiile, cu împotrivirea pe față. De aceea trebuie să fim conștienți și să spunem oamenilor că a înțelege adevărul nu are de-a face doar cu mintea noastră, ci pe de o parte cu Duhul lui Dumnezeu și pe de altă parte cu spiritele rele. Iată ce citim în 1 Timotei, capitolul 4, tot pentru vremea noastră în mod deosebit. Versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățătura demonilor. Și asta e grav. Iată ce scrie și în Iuda, acea epistolă scrisă tocmai pentru a scoate în evidență abaterile și nevoia de a păstra o linie dreaptă. Evident, pentru a nu se pierde ținta, mântuirea, cum spuneam de la început. Aici sunt dați de exemple din cer și de pe pământ, de oameni care au fost influențați de diavolul, acela despre care Apocalipsa spune că înșeală întreaga lume, numai că atunci când afirmă că înșeală pe cei de jos, scrie mai întâi că i-a înșelat pe cei de sus, o parte din îngeri. Citim din Iuda, versetul 11, vai de ei, căci a urmat calea lui Cain. De la cine a fost Cain? De la cel rău. L-a înșelat diavolul. S-a aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Un Balaam, un Iuda și alții au pierit în felul acesta, ca de altfel și Core și cei din răscoala lui. Și spune Enoch aici că încă în perioada dinainte de potop și cum am amintit în vremea de acum, întotdeauna
diavolul s-a luptat ca și adversar, pentru că asta înseamnă Satan, adversar, al lui Dumnezeu și al umanității. Să avem însă încredere în Domnul și să-L urmăm cu dragă inimă. Și vom scăpa de tot ceea ce este erezie și moarte. Vreau să privim mai întâi la două aspecte generale ale interpretărilor eretice. În primul rând, problema care a apărut în ultimele decenii, ba chiar și de un secol putem spune, a fost faptul că s-a introdus în cercetarea biblică, în teologie, metode de cercetare generale, așa numite științifice, pe baza cărora oamenii vor să cerceteze adevărul scris după reguli pe care le folosesc în general. De exemplu, să cerceteze Biblia ca orice altă carte, să-i facă o critică literară, să cerceteze Biblia ca și o carte de istorie și să găsească în mod deosebit în advertențele ce apar, măcar că oamenii nu sunt stăpâni pe date, tot mai caută și ei. Apoi, alte aspecte mai esențiale, să dovedească ceea ce este scris în Biblie în laborator, cu experiențe repetabile. Ori Dumnezeu nu în toată săptămâna mai face câte o creație. A făcut-o în prima săptămână și gata. Și sub acest aspect, oamenii au ajuns foarte ușor să pună la îndoială tot cuvântul lui Dumnezeu, detașând de credință analiza Scripturilor. Astfel a apărut liberalismul teologic sau teologia așa zisă a morții lui Dumnezeu, potrivit căreia Dumnezeu s-a retras din creație, chiar dacă a contribuit în parte la realizarea ei, alte teorii care încearcă să îmbine creaționismul cu evoluționismul. Tot aici am putea să amintim și cei care încearcă să nu recunoască datarea cu adevărat istorică a cărților Bibliei, spunând că ele au fost scrise ulterior, în mod deosebit în dreptul cărții Daniel se ridică multe astfel de enunțuri potrivit cărora nu se putea să scrie cu atâta acuratețe felul în care se vor succeda imperiile, dinastiile, luptele în perioada intertestamentară. Și când oamenii pun Biblia pe cântarele lor, atunci rezultatele sunt pe măsură. Când oamenii încearcă să-L analizeze pe Dumnezeu cu mintea lor, și rațiunea a devenit zeița care cercetează zeii, problemele s-au complicat. Problema este că ei nu se înțeleg între ei și chiar filozofii și alții din alte ramuri ale științei nu sunt de acord că rațiunea este ultima unitate de măsură și cea mai superioară. Ceea ce trece prin mintea noastră este corect, ceea ce putem noi să înghițim și să notăm cu date, cu calcule, este adevăr și ce nu, eroare. Iată ce spune Scriptura despre aceste fenomene. Citim din Coloseni, capitolul 2. Versetul 4. Spun lucrul acesta pentru că și atunci filozofia greacă și alte ramuri ale științei care le-au dezvoltate în parte, nu puteau să accepte adevărul Scripturilor atât de ușor. Pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. Versetul 8. Lua seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Spunea un om ce deține un premiu Nobel, deci un om pe care ceilalți îl cotează ca cineva între ei: dacă am accepta ideea cu Dumnezeu și cu Hristos, totul se simplifică. E simplu ca bună ziua.
Dar fiindcă asta nu vrem să o acceptăm, atunci ne rămâne să continuăm cu calculele și cu prezicerile noastre. Parte în trecut, parte în viitor. Rețineți așadar ideea aceasta. Oamenii vor să-L măsoare pe Dumnezeu și să analizeze Biblia cu mintea umană, cu capacitățile lor experimentale. Iată ce spune în 1 Timotei capitolul 6, tot despre noțiuni care se vor afi științifice. Versetele 20 și 21, Timotei, păzește ce s-a încredințat, ferește de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numită astfel, pe care unii au mărturisit-o și au rătăcit cu privire la credință. Că ceea ce credeau unii atunci în antichitate nu mai cred alții acum și ei nu se înțeleg nici în aceeași generație cu ceea ce este drept și bine. Dar poate textul cel mai concludent este în Romani, capitolul 1, care pune omul față în față cu natura și prin aceasta cu Creatorul și totuși abaterea în care umanitatea a căzut. Romani 1, citim de la versetul 19. Știți când au mers rușii în cosmos, cum erau ei comuniști, s-au întors înapoi și alții spuneau, am fost în cosmos și n-am dat de Dumnezeu. Nu este. Ei săraci n-au fost numai două degete după prag. Și au crezut că au intrat până în birou la Dumnezeu. Iată ce scrie aici. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, ființa umană. Cine poate să realizeze, să gândească așa ceva? Spunea un alt om de știință, dar creștin. Și dacă crede cineva că dintr-o cale ferată pe care merge un tren cu 300 la oră se poate face un tren, înseamnă că și pământul s-a putut face din vânturi. Și oamenii au putut să acționeze. Dar dacă niciodată pe pământ așa ceva n-a avut loc, atunci hai să privim mai departe la ce e scris. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit. De la facerea lumii, când te uiți cu băgarea de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit, au schimbat slava lui Dumnezeu. Versetul 24, de aceea Dumnezeu I-a lăsat. Versetul 25, au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Și au slujit și s-au închinat făpturi în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Mulțumim Domnului că ne-a dat lumină și har. Lumină să-L pricepem și har să rămânem în calea Sa. O a doua mare problemă a interpretărilor eretice e dată de faptul că Biblia afirmă procesul creației, a providenței divine, dar aceasta nu se repetă în fiecare generație. Cum am studiat în lecțiile anterioare, că noi ne bazăm pe revelație, pe inspirație, dar acele au o epocă istorică în care s-au produs. De aceea noi suntem datori să transmitem adevărul din generație în generație, părinții la copii, slujitorii poporului celorlalți care nu-L știu, fiecare dintre noi e dator să spună adevărul la apropiului său și fiecare generație la rândul ei are nevoie de credință pentru ca să poată ajunge să cunoască adevărul. Pentru Adam, de exemplu, n-a fost o problemă să-L caute pe Dumnezeu. El nu știa unde să se ascundă. Copiii lui Adam au primit informații din partea unuia care a văzut toate acele fenomene. A unuia care fusese mai întâi în Eden. Amintiți-vă de istoria poporului evreu. Generația care a fost pe Sinai. N-a trebuit să fie convinsă că există o forță care vine din cer și un Dumnezeu care vorbește. Ei L-au rugat să nu mai vorbească.
Și este scris că și în cazul lui Moise și în mod deosebit pentru generația lui Iosua și bătrânii care au trăit în vremea aceea, deci oamenii care au prins cel puțin din vremea copilăriei revelația. N-a fost o problemă să rămână credincioși. Dar spune Scriptura în Cartea Judecător și vedeți că zilele astea, dacă sunteți la rând, treceți în Cartea Judecător cu cititul. Când s-a stins generația aceea, au venit o altă generație care nu văzuse nimic. Cum puteau ei să-L cunoască pe Dumnezeu? Prin ceea ce le-ar fi transmis părinților, dar activând în ei fenomenul credinței, care de fapt vine de la Dumnezeu, dar Dumnezeu nu forțește pe nimeni, nu forțează pe nimeni să creadă. De altfel, să nu credeți acum că cei ce au prins generația au fost total avantajați față de celelalte generații. Au avut un har în plus, dar și ei tot aveau lucruri pe care trebuiau să le creadă. Știți că tocmai generația care a văzut revelația de pe Sinai n-a putut să creadă că poți să-i ducă Dumnezeu în Cana? Deci de credință toți avem nevoie. Avem nevoie să credem ce a fost în trecut. Dar și ei au avut nevoie să creadă ceva ce urma să se întâmple în viitor. Pentru că Dumnezeu a hotărât să se descopere oamenilor prin fenomenul credinței. Și El dă credință. Spune Pavel în Efeseni, și credința nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dar dacă oamenii, cum spuneam la prima eroare, vor să introducă și ei credința neprobetă, nu stă neprobetă credința. N-au cum să verifice. Ei trebuie să cerceteze cu sinceritate și Dumnezeu îi va lumina. Trist este, și asta putem să observăm în istoria lui Israel și în istoria noastră penticostală din România și nu numai, evanghelică. Și chiar în toată istoria bisericii, în generații, adevărul se pierde. Se transmite greșit. Intervin aici e rolul diavolului. Apostol mincinoși, proroși mincinoși și alte categorii care vor să abată pe oameni de la credință. Mai întâi scopul diavolului este să nu ajungă omul să cunoască. Cum scrie atunci când s-a dus Pavel în prima călătorie misionară, Fapte 13, era acolo un vrăjitor care împiedica pe dregătorul Sergius Paulus să creadă. Când a fost dat la o parte, omul a crezut. Da, dar istoria dovedește că în generații următoare, de regulă, nu s-a păstrat adevărul. Am citit chiar zilele astea istoria penticostalismului în România. Au fost câteva zeci de ani buni în care a explodat mișcarea penticostală. Da, dar încet, încet este în regres. Și dacă nu veghem, nu mai avem ce să transmitem generațiilor următoare. Asta, în primul rând, pentru că pe lângă ceea ce se pierde de la sine, diavolul introduce în interiorul celor ce cred lucrări de amăgire. Iată ce vă citesc din Apocalipsa. Aici sunt câteva profeții pentru biserici. Au pornit bine. Dar este scris în versetul 14 pentru cei din Pergam, dar am ceva împotriva ta, tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potinire înaintea copilului lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dea la curvie. Și s-au bătut, cum au fost evreii în pustie. Tot aici, versetul 20, am ceva împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei. Asta este a doua problemă a ereziei. Adevărul se pierde. Pentru că diavolul are tot interesul și oamenii de regulă sunt slabi și pierd adevărul sfinte. Nu doar de la o generație la alta. Sunt oameni care au fost proroci, predicatori, bărbați, femei evlavioase. Poate la 20-30 de ani și la 50-60 de ani nici nu se mai știa ce a fost de ei. Nici ei nu-și mai aminteau. Avea un bătrân la noi o vorbă. Zicea el, după ce a ajuns spre 80 de ani, două lucruri n-am știut, că bătrânețea e așa de grea
că așa de tare te lasă puterile și că credința se pierde așa de repede. E acest fenomen al pierderii, al îndepărtării de Dumnezeu. Iată ce scria Apostolul Pavel în privința aceasta în a doua Corinteni, capitolul 11. Și asta în scurt timp, versetul 13. Hai citim mai întâi de la versetul 2. Dar mă tem, 3, ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să se strice de la curăția credincioșiei care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să propovedească un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau alte Evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îl îngăduiți de bine? Versetul 13. Prin cine se produc aceste denaturări? Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolul lui Hristos și nu este de mirare că și chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă slujitorul lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Domnul să ne păzească. Pentru că diavolul știe cum să vină să abată generația următoare. Iată ce scrie și în 2 Timotei, capitolul 3. Citim de la versetul 8. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credință. Dar nu vor înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura, purtarea, hotărârea, credința îndelunga, mea răbdare, dragostea, răbdarea apostolului, prigoniri, suferințe. Versetul 13. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău. Cine este condamnat să meargă din rău în mai rău? Cine este deja rău? Se vor amăgi, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Îmi spunea chiar astăzi în zor cineva cu durere despre un slujitor care era prigonit și chiar și disprețuit pentru credința lui, dar la un moment dat s-a înscris la o anumită școală teologică, de unde a început să vină cu erezii. Și venea și, dacă până atunci spunea așa scrie Pavel, așa scrie Petru, începea să spună teologul cu tare, așa a afirmat, altul a venit cu o altă părere teologică și încet, încet lucrurile s-au schimbat, parcă pe nesimțite, pentru că diavolul are tot interesul să schimbe lucrurile. Mai adaug și 2 Petru capitolul 3 în aceeași idee. Deci problema interpretărilor eretice este o chestiune de timp. Diavolul are vreme și se ocupă în mod deosebit să abată pe oameni de la adevăr. Dacă azi cred, diavolul nu doarme la noapte și pregătește pe mâine arsenalul să-i abată mâine. Nu poate mâine, în următoarea zi și tot așa. 2 Petru 3, citim de la versetul 15. Să credeți că de lungă răbdare a Domnului nostru Iisus Hristos este mântuire, cum v-a scris și preaiubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unii lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatorni le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Voi însă, preaiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelejuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a Lui să fie slavă acum și în ziua veșniciei. Amin. Deci care sunt cele două probleme ale ereziei, ale interpretărilor false? În primul rând, pentru că oamenii vor să înțeleagă Biblia cu mintea lor, fără Duhul Dumnezeu. Și în al doilea rând, că oamenii nu sunt statornici și diavolul în timp îi abate de la adevăr.
prin plăceri, prin păcate, are el diplomația și provocările sale. Vreau să observăm acum care trebuie să fie atitudinea noastră față de aceste interpretări eretice. Stați de vorbă cu cineva care e nepocăit. Poate sunteți ispitiți dumneavoastră, poate trebuie să explicați copiilor, care cu siguranță se izbesc de aceste teorii la școală, în societate. Și oamenii care nu cred vin întâi să ne spună de știință, de ceea ce oamenii au calculat, de ceea ce cunosc. Și noi putem să le spunem în privința aceasta că descoperirile arheologice și datele istorice generale sunt în favoarea atestării Bibliei. Cineva a fost întrebat, cum îmi poți dovedi în istorie că Biblia e adevărată? Și a zis, cu un singur cuvânt îți dovedesc, Israel. Studiază istoria și vei vedea cât de dreaptă și cât de corectă este Biblia. Cărțile profetice pot fi dovedite cu date arheologice, istorice, care au fost descoperite în ultimele decenii, în ultimele sute de ani, ca să nu mai spun de ceea ce avem în Noul Testament, relatările Evangheliei. Oricine trebuie să recunoască cel puțin că Domnul Iisus Hristos a fost o persoană istorică. Pentru că este ceva ce nu poate fi negat. Chiar faptul că a rămas ca de atunci anii să se numere după Domnul, de la Domnul Hristos încoace. Multe alte referiri. Recensământul ce s-a făcut la nașterea sa și multe altele în istorie, care nu pot fi negate. Cezarii, dregătorii provinciali care au trăit în timpul Domnului al cărții Faptele Apostolilor. În paralel cu dovedirea istoriei Bibliei, evoluționismul este extrem de sărac. Ei n-au cum să dovedească acele epoci preistorice. Pentru că dacă e vorba de laborator și de dovezi empirice, păi nu s-a făcut dintr-o muscă niciodată un bondar. Și oamenii nu pot să dovedească aceasta. Dar ciudat este să creadă simplu, nu acceptă, dar să accepte toate aceste complicații, trudesc. Oare de ce este așa? Deci să nu creadă cineva că noi, credincioși, și există suficienți oameni de știință, chiar și din cei din trecut, cum a fost un Isaac Newton, Galileo Galilei, Copernic și alții care au făcut descoperiri în domeniul astrelor, de exemplu, a mișcărilor de revoluție, de rotație, a Pământului. Nu degeaba unii dintre ei și-au publicat lucrări numai pe patul morții, că a știut că oamenii din vremea sa, din vremea lor, nu accept. Este bine cunoscută acea expresie a lui Galileo Galilei și totuși se învârte. Dar nu s-a putut crede asta. Acum crede asta că între timp și-au făcut aparate ca să vadă că este rotund. Dar nu cred altele. Ori Biblia a afirmat asta de mii de ani. Sunt afirmații în Biblie, care au fost infirmate de diferite generații. Cu siguranță și ceea ce se infirmă acum, va veni vremea când va fi dovedit. Însă ultimele dovezi va fi când va apărea Domnul. Atunci se trage linie și va fi pus punct la toate. Să mulțumim Domnului că atunci vom fi cu El dacă îi vom sluji cu dragă inima. Amin. Vreau să vă citesc doar două referințe biblice ca să vedeți că Biblia nu e carte de știință, dar are mai multă știință decât știința. Psalmul 119. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Ei, aici oamenii încă n-au ajuns. Cu sateliții pot urmări deplasările pe Terra, dar în gândul omului n-au intrat. Și chiar dacă ar fi să intre, nu poți să știe ce gândește omul în viitor, ce se va întâmpla. Au locuri unde nu pot să răzbat. Ca să spun doar în interiorul scorții terestre. Cât au intrat oamenii?
Au intrat așa, să dea o gaură. De aici să ieșim la americani, să vedem și noi. E ceva la mijloc sau nu-i? E foc, cum scrie în Biblie, sau nu-i foc? Nu pot. Pentru că Dumnezeu i-a limitat pe oameni. Și de multe generații i-a limitat și ca viață. Față de sutele de ani de la început. Aici este scris în versetul 6, o știință atât de minunată este mai presus de puterile mele și încă a rămas mai presus de puterile omului. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Aici sunt chestiuni de genetică pe care oamenii n-au reușit să le descifreze. ADN-ul nu-i spart într-o totul în codurile lui, ca oamenii să știe totul. O altă referință, Isaia 40. Pentru că zonele cele mai puțin explorate sunt ființa umană și cosmosul. Exact culmele creației divine. Spune Scriptura în Isaia, capitolul 40, de la versetul 12, cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine? Și continuă toate astea. Versetul 15, iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful de pe o cumpănă, pe când Dumnezeu ridică ostroavele ca un bob de nisip. Și toate astea sunt prezentate aici, versetul 25, cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți, cine a făcut aceste lucruri? Și noi putem spune cu bucurie, Tatăl nostru, slăvit să fie Domn. Oamenii nu pot spune asta. Ei se tem. Se tem și de aer, se rarefierează și nu o să mai avem condiții propice pentru viață. Se tem de bombe, pentru că nu se tem de Domnul. Așadar, când discutăm cu oameni, să le spunem foarte clar, știința e în favoarea noastră, nu a lor. Ce crede că este în favoarea lor este mult mai nedovedit decât ceea ce noi putem să dovedim prin Sfintele Scripturi. Dar, pentru a ajuta pe oameni, nu trebuie să ne pierdem în labirintul diferitelor ramuri ale științei. Trebuie să-i aducem pe oameni pe cărarea cea dreaptă a adevărului. Dacă e vorba de a lumina oamenii, trebuie să îi apropiem de Scriptură. Asta este un al doilea sfat. Nu putem să vorbim cu oamenii decât în măsura nivelului lor de cunoaștere. Dar putem să le recomandăm să ia Cartea Sfântă și să citească. Cartea Sfântă vindecă oamenii de tradiții și vindecă oamenii de teorii științifice nefondate. Câte nebunii nu sunt și în tradiție. În antichitate, câte zeități, câte s-au adunat între timp, legate de zile, de fenomene. Mi-a plăcut o situație dintr-o familie când s-a pocăit doar soțul, soția era foarte religioasă, îndoctrinată în tradiții. Și cum să-i dovedească că el nu știa atâta Biblie, că și era la început de drum? Da, Domnul l-a învățat sau cineva și a zis, dragă, citește în Biblie că te lămurești singur. Și a tot a citit, tot a citit, până când și-a dat seama că e prea mare diferență între ce-i scris și ceea ce știa tradițiile ei. Au fost oameni care au vrut să combată Biblia și s-au apucat să studieze știință, să nege existența Domnului Iisus ca persoană istorică, ca și mântuitor, ca divin. Și au fost nevoiți să accepte adevărul. Pentru că cercetând Scripturile, ajungi la viață, ajungi la lumină. Că Dumnezeu ne-a scris exact ce avem noi mai mare nevoie să aflăm. Scriptura are exact datele ce ne sunt ziditoare. Dumnezeu putea să scrie multe altele, putea să încorporeze mult mai multe experiențe, să ne dea date despre cosmos. Nici nu ne-am povorat, nici nu ne lipsește ceva. Este exact cum spunea Pavel la cei din Efes, ceea ce avem nevoie pentru mântuire, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dar dacă oamenii nu păstrează pe Dumnezeu în cunoștință lor, am citit în Roman capitolul 1, atunci se pierd. Și Dumnezeu îi lasă în mintea lor blestemată.
Și Biblia ne îndeamnă să afirmăm de două, trei ori un adevăr și să nu pierdem o viață întreagă în dezbateri polemice sau apologetice, fie dinăuntru, adică din sânul creștinismului, dar duși pe o altă direcție, fie din afară, sau atei, să le spunem un adevăr biblic. Au fost situații, cineva mergea pe tren și unul care credea că e mai savant decât creștinul, a încercat să-l abordeze și chiar să-l jignească, spunând că el nu știe numai Biblie. Și fratele îi spunea din Biblie. Și după o vreme celălalt a zis, nu știu ce mi-ai făcut, dar nu pot să uit. Versetele alea m-au străpuns, cuvântul Dumnezeu este viu și lucrător. Deci, în a ajuta oamenii să ajungă la lumină, trebuie să le prezentăm Cartea Sfântă. De exemplu, zice Petru în a doua sa epistolă, capitolul 3. Prăbiților, aceasta este o a doua epistolă pe care vă scriu, în amândouă ca să vă trezeți mintea sănătoasă prin înștiințări. Deci, Cartea Sfântă luminează minte. Ca să ne aducem aminte de celelalte scrieri sfinte, versul 3. Înainte de toate să știți că în zilele urmă vor fi batjocoritori, plini de batjocoare, vor trăi după poftele lor și vor zice, unde-i făgăduința venirii lui? Când se gata lumea? Vine Hristos a doua oară? Ce-i asta? Și acum ascultați versetul 5. Căci în adin se facă, nu știu, că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înnecată de apă. Pentru că dovezile a ce s-a întâmplat în istorie atestă dreptul și puterea lui Dumnezeu de a interveni asupra creației. Și sunt de-a lungul și latul pământului dovezi, dat fiind straturile, în felul în care sunt suprapuse, ce nu pot fi dovedite altfel decât prin fenomenul potopului. Oamenii încearcă să explice altfel cu trunchiuri de copaci care s-au carbonizat în mii și mii de ani. Nu, fenomenele acestea, după ultimele descoperiri tot ale lor, s-au putut produce mult mai repede. Multe s-au întâmplat cu ocazia potopului, iar altele au fost rânduite de Dumnezeu de la creație. Așadar, să venim cu Scriptura și Domnul să lumineze. Amin? Să știți că, în general, oamenii sunt abătuți de la adevăr pe baza unor cărți sau altor informații. De aceea să ne ferim când e vorba de a încerca să luminăm pe cineva, să folosim, în primul rând, anumite cărți, să folosim Biblia. Că atunci dacă noi folosim o carte a unui autor al nostru, vin și ei și folosesc o carte a unui favorit sau mentor al lor, adus la Biblie, că asta nu e nici mai penticostală, nici ortodoxă, asta e Biblie. Și n-ar putea să spună că este cartea cultului nostru. Știți că mai sunt unii la ortodox, de exemplu, Biblie cu cruce, vreau din aia. Poți să le arăți și dintre-a lor. Bă, că sunt mici diferențe, că nu scrie prezbiter, că scrie preot. Aci e simplu să-i lămurești, e trimis la greacă. Ca să se facă mai rău de rușine. Că n-au tradus bine. Și vor găsi și în cartea lor. Pentru că n-au cum să spună că nu este așa. Țin minte că eram încă la Alba și a venit un martor al lui Jehova, cum umblă ei, și a încercat să-mi spună, pot să stau de vorbă? Sus, da, cu Biblia. Și dar n-am, numai cărțile noastre, numai reviste. Vezi, zic, de asta tu te încurci. În loc să umbli cu carte bună, umbli cu cărți rele după tine, mai amăgești și pe alții. Ia-ți Biblie, omul. Dar adesea aceștia n-au interes să vină cu Biblie. Și să știți că ce-i scris, e scris ca să nu fim rătăciți. Și când noi umblăm fără Biblie, o să ne rătăcească alții cu cărțile lor sau cu predicile lor. Dar dacă folosim Cartea Sfântă, nu ne putem rătăci. Că dacă ai hartă, dacă știi semnele, te descurci. Dar altfel, dacă te uiți pe cum fac oamenii cu mâna, spunea un șofer că, fiind în altă țară, n-a știut, era cu un camion de marfă, a crezut că cineva i-a făcut semn, s-a dus după el, s-a încurcat pe niște străzi, după aia era întârziat, vezi? În loc să mă fi uitat și eu pe acte, am crezut că îmi face semn. Mulți fac în adin semn ca să ne rătăcească. Iată ce vă citesc din Matei 22, spusele Domnului Hristos pentru unii care se încurcaseră. Vorba fratelui Simeonu, știți cum spunea dumnealui?
rău v-ați încurcat. Matei 22 cu 29, drept răspuns Iisus le-a zis, vă rătăciți. Cum apare fenomenul rătăcirii? Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Dar n-ai cum să cunoști puterea lui Dumnezeu fără Scripturi. Iată ce scria și profetul Osea, vorbind din partea Domnului, într-o vreme în care evreii se abătuseră de la adevăr și și-au pierdut tot ce au avut. Osea, capitolul 4, versetul 6, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă le-ai bădat cunoștința, și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Vedeți de ce se pierde generația următoare? Uităm cuvântul, nu-i mai învățăm. Capitolul 6, versetul 3, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Versetul 6, căci bunătatea voiesc nu jertfe și cunoștința lui Dumnezeu mai mult decât ardere de tot. Doamne, ajută-ne și dă-ne lumina Ta sfântă. Amin. Așadar, Biblia aduce lumina deplină. Și încă un aspect. În prezentarea adevărului, folosind în parte știință, dar în primul rând Biblie, noi trebuie să fim curați la suflet, curați la viață și să prezentăm un adevăr frumos. De aceea și revista care, sau la care contribuim și noi, Dragoste pentru Adevăr, a primit numele acesta, Dragoste pentru Adevăr, să prezentăm un adevăr cu dragoste. Nu știu că nici așa nu-i primit, o altă soluție, altă șansă nu mai au oameni. Chiar dacă avem un duh înfocat, ca și Apollo, că nu sunt toți liniștiți, peste unii vine câte un foc și o putere, așa ca peste Ștefan, totuși să manifestăm și blândețe, bunăvoință, să nu ne grăbim să spunem cum voia Iacov și Ioan să se pogoare foc din cer peste ei. Ori credeți acum, ori la iad cu voi. Noi să le spunem cu drag și mai departe Dumnezeu să se îndure. Dacă noi vom putea să dovedim că avem roada Duhului Sfânt, prezența Duhului peste noi, avem șanse să fie convinși mai repede. Dacă ne însoțesc și roadele Duhului Sfânt împreună cu daruri, puterea va fi pe măsură. De altfel, aminteam de expansiunea pentecostală din România, a fost posibilă și pentru că au fost multe lucrări supranaturale. Vindecări, minuni, Dumnezeu i-a însoțit pe credincioși. Și era viață sfântă. Întrebați bătrânii. Se temeau oamenii să vină cu păcate la adunare că îi descoperea Domnul. Unul doar a strigat la cai că n-a putut scoată căruța din apă. Și când a intrat în adunare a fost descoperit. Ei, când vorbeau acei oameni, când le întrebăm noi, dar cum au putut să-i convingă pe alții că erau oameni simpli? Da, dar erau oameni pocăiți și Duhul Sfânt însoța lucrarea lor. Cuvântul lor avea greutate. Doamne, ajută-ne să fim și noi așa. Dar dacă noi glumim ca ceilalți, vorbim ușuratic, nu dăm dovadă că ne temem de Dumnezeu, le putem noi spune, putem noi să le povestim. Putem să stăpânim noțiuni științifice, să spunem Biblia pe de rost. Sunt și dintre ei care o știu. Așa cunosc unii numai că nu pot să creadă. Dar când văd câte unul care crede, care trăiește, chiar dacă nu știe multe, le dă ceva de gândit. E ceva, spun unii. Se întâmplă ceva. Au spus de multe ori românii duși prin țările din Europa. Pentru că au intrat în diferite relații cu patroni, cu oameni la care au stat în chirie, cu medici și așa mai departe. Și spuneau, e ceva cu voi. E ceva. Deși nu știau ei să spună pe limba lor prea multe. Ei de-abia învățaseră la lucru cum să ceară sculele și cum să raporteze o lucrare. Dar vedeau ceva.
În privința aceasta, hai să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Să vedeți rolul luminii. Lumina evidențiază lucrurile, dar lumina dă și căldură. Spuneam că adevărul trebuie transmis cu dragoste. Ioan, capitolul 3, citim de la versetul 18. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul lui Dumnezeu. Și judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina, nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Eu nu sunt sigur, nu sunt responsabil 100% dacă El va veni la lumină, dar eu sunt responsabil să fiu lumină. Și lumina să lumineze în întuneric. Și rămâne ca fiecare să decidă, să aibă de ales între una și alta. Iată ce scrie în 2 Corinteni, capitolul 4, în aceeași idee, dat fiind datoria noastră. De la versetul 1, de aceea fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug, nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vredni să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Deci comportându-ne așa, noi ne facem datoria. Nu toți vor fi luminați, scrie în continuare, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu veacul acestuia, pentru ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Și referința ce o aminteam, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24, robul Domnului nu trebuie să se certe, să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, deci nu doar să fii în stare, să fii și blând, nu doar să fii blând, să fii și în stare să înveți. Plin de îngăduințe răbdătoare, ca să îndrepte cu blândeții pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Deci, cum trebuie să ne raportăm noi la o lume care nu cunoaște, care este în întuneric? Să facem și referiri de ordin științific, pentru că Biblia ne dă ocazie. Dar în mod deosebit să-i aducem pe oameni la Biblie, și fără să afirmăm, să dovedim că în cazul nostru Biblia ne-a făcut bine, ne-a schimbat viața și suntem ai Domnului. Încheiem spunând că într-o concluzie că adevărul și minciuna vor merge în paralel până la sfârșit. Oameni luminați, oameni întunecați, oameni care primesc, oameni care resping. Și vreau să citim din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, să știți că există o relație retributivă între atitudinea omului și efectele asupra minții lui. Aici este scris că diavolul folosește, cum spuneam pe parcursul lecției, toate amăgirile. Citim versetul 9. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Accentuez, mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii. Pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, adică cei ce sunt cu interpretări eretice, pentru că n-au primit dragostea adevărului. Dar de la cine trebuie să o primească? De la Domnul și de la noi. Deci să le prezentăm oamenilor dragostea adevărului. Dar dacă nu o primesc, ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Așadar, cine e destinat minciunii? Cine iubește minciuna? Cine nu crede adevărul? Datoria noastră este să venim cu adevărul cât mai aproape de oameni. Și dacă Dumnezeu va găsi milă, dacă ei vor accepta, să fie luminați. Și după ce amintește apostolul de aceștia și de motivele întunecărilor, versetul 12, pentru ca toți cei n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Apoi spune despre noi, noi însă, prea iubiților, să mulțumim Domnului, Dumnezeu ne-a ales pentru sfințire, numai să rămânem tari și Domnul să ne întărească în orice lucru și cuvânt bun.
fiindcă o referință, 1 Tesaloniceni, capitolul 1. Sunt situații în care trebuie să scuturăm praful și să-i abandonăm pe unii, dar să nu ne grăbim să-l abandonăm, să-i abandonăm, să nu ne grăbim să spunem, ăștia nu se mântuie, sunt irecuperabili, sunt rătăciți. Noi să ne facem partea noastră, chiar dacă e una limitată. În fața interpretărilor greșite este important ca noi să prezentăm adevărul și să avem o trăire adecvată, sfântă. Iată ce scrie aici, 1 Tesaloniceni 1, de la versetul 5. În adevăr, Evanghelia noastră a fost propovăduită nu numai cu vorbe, cu putere, cu Duhul Sfânt, cu îndrăzneală, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului. Versetul 7, așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Versetul 9, că cei înșiși istorisești ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Și perspectiva, așteptarea noastră, să așteptați din cerul pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Gândindu-ne la viitor și la eternitate, să rămânem statornici și, cum spuneam, să venim cu adevărul cât mai aproape de oameni, ca dacă s-ar putea să mântuim pe unii scoțându-i chiar din foc. Doamne, ajută-ne! Amin!